Salutare și bine v-a regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Volkswagen Passat B6 2006 cu un sistem audio clasic. Mid-bass jos, tweeter sus, da? TRP înalte, simplu prin condensator, ok? Și vreau să zic că sistemul pe moment este full praf. Adică nu funcționează doar partea de stânga față, difuzor, care și el, deja de la un volum peste un sfert în sus, deja îi pică semnalul. Adică nu mai funcționează, să zic așa. Țin să menționez că reparăm orice sistem audio, da? Și putem reface tot ce înseamnă internele difuzorului, conul, bobina, tot, putem să le reparăm. Dacă sunt arse, dacă sunt țepenite, dacă orice probleme aveți, da? Atât Dyna Audio, cât și orice sistem original. Acum ia să vedem ce vom face noi în acest sistem. Dacă nu, vom elimina difuzoarele OM originale și vom introduce aceste difuzoare. Ok? Aici, iată, avem câteva din distanțiere. Avem distanțiere de MDF, mai subțiri un pic pentru că nu intră orice variantă de distanțieri. Ăsta, hai să zic că poate să fie un mic secret pentru Passat B6, care vi-l ofer. Așa. După care, tot așa avem distanțierul de spate, care este mult mai gros, este mult mai accesibil. Așa. De ce avem acest inel mai mic? Deoarece punem un difuzor mult mai mare față de cel existent. Adică punem un sistem AP8 de la Audison, ok? Care el este un difuzor de 20 de centimetri. L-am folosit în setup-uri de Porsche, l-am folosit în setup-uri de Mercedes, în setup-uri de Volkswagen, Audi. Acum la BMW nu pot, pentru că BMW-ul nu are așa difuzor maxi sub scaune ca și subwoofere. Cel mai mare difuzor din BMW este cam această mărime. Așa, deci, el este practic difuzorul care va înlocui sistemul de față. Cel de față, momentan, este mai mic ca și el, vi-l voi prezenta, da? Ca și dimensiune, el fiind undeva de 18, iar această dimensiune este de 20. Bun, iată difuzorul de spate cât de solid este, micuț, porcușor, dar în schimb sperăm că va avea un randament superb. Deocamdată țin să menționez că tot va merge după un player, după un RNS510, dar să sperăm că pe viitor poate punem un mic sistem de amplificare cu care vom putea ajuta practic sistemul să aibă mult mai multă putere, potență și stabilitate. Știm bine că un player are undeva la 22-25 de W, practic per canal, și asta când ai 14,4 V, când n-ai niciun bec, nicio climă, nimica pornită, cu cât îți pică volțul, îți pică și puterea. Deci de-aia zic că tu, de exemplu, dacă ai un difuzor, mai ales un difuzor așa de potent, care zice că are bine 240 de W, practic are așa, tu îi oferi 25 de W, da? Ceea ce este mult puțin. Ia să vedem ce avem aici. El zice că are 300 de W, dar eu cred că astea sunt muzicali. Așa, trebuie să mă uit un pic pe specificații ca să văd aici ce îmi spune. Exact cum am zis, da? Deci 300 de W picu, 100 de W RMS, ok? Deci are sensibilitate de 93,5 decibeli, ceea ce este super mișto. Așa. Iar tot așa difuzorul cel de 16. Ia să vedem ce posibilități avem aici. Să le și citim. Nu-i văd specificațiile, dar așa, dacă mă uit un pic ochiometric la motoarele amândorura, da? Deci dacă lui zice 100 RMS pe acest motor, hai să zicem aici putem avea puțin mai mult, ok? Bun. Esența este că dacă pe ele le amplificăm și dacă puțin rigidizăm ușile, da? Ar fi total altceva. Iată o ușă nerigidizată, cum sună ca o găleată goală, da? Dacă un difuzor are o incintă, are un spațiu puțin mai rigidizat, se comportă ca și într-o incintă rigidă și poate să redea un bas și să coboare în frecvență mult mai bine față de o ușă care nu este rigidă și când îi vine o servă de bas, da? Să-ți leșine ușa și să-ți drângâne toate în ele este destul de neplăcut. Ok, hai să demolăm fața de ușă stânga, hai să implementăm practic un difuzor în sistem. Hai să
facem după aia aceeași chestie și pe stânga spate. Hai să facem și probe, să vedeți diferențe între stânga și între dreapta, după care puteți decide dacă pe viitor veți dori un asemenea sistem. Nu înainte, să vă arăt o singură chestie. Deschid o ușă, da? Ia să văd dacă ați auzit acea zâmzeală. Hai să vedem dacă îi dau un contact, da? Este când face, este când nu face. Așa, depinde. În fine, și acum, hai să vă arăt un pic, da? Iată, stânga față merge, dar dacă îi dau de aici, să-i pun o poziție repede să văd un pic ton, da? Nu o să se punească sistemul. Iată aici, dacă mă duc pe balans, da? Mă duc în dreapta, nu-i nimeni acasă. Fantastic, ce urât sună. Vin aici înapoi, vin la... Văd că momentan n-avem partea de fader balans, dar o să caut să văd un pic și în spatele aparatului dacă avem ceva legături necorespunzătoare. Așa că asta vreau să vă zic că... Iată potențialul unui sistem, practic este undeva... Până aici ca să nu... practic aici vă stă răgușit deja sistemul undeva la peste jumătate, undeva la 65-70%, da? Și asta înseamnă că dacă pui un amplificator poți să dai și mai tare, doar că îi dai mult mai corect și atunci practic tonurile îi vin exact cum trebuie și nu intră difuzorul în distorsiune. Hai să trecem la treabă, demolăm tot ce e de demolat și rămâneți cu noi. Cei care ne urmăriți pe Facebook, urmăriți în comentarii că veți vedea foarte multe clipuri și multe poze, iar cei care sunteți pe YouTube și vizionați acest clip pe YouTube, vă rog să rămâneți cu noi și vedeți partea a doua, partea a treia, partea a patra și toate legate una de alta. Iată prima ușă dezmembrată. Aici se pare că s-a pus varianta asta și cu medie, care dacă este, și o calculăm bine, cred că asta e împărțită și undeva la 2 ohm. Nu este sănătos să puneți difuzor de genul, dacă îl și conectați, da? Plus cu plus, minus cu minus, îi coborâți omajul și forțați foarte mult, practic, finalul de la aparatul original, dacă nu este competent să își ducă această potență, atunci nu o să poată să aveți succes și puteți arde sau răni partea de final a aparatului care îl aveți. Dacă aveți un Alpine, un Pioneer sau ceva mai de marcă, aveți noroc să stea în 2 ohm, dar dacă nu, atunci puteți să-i răniți partea de dreapta. Eu am făcut o inovație, adică am scos afară aparatul original, am pus un Alpine expres pentru a reproba și să văd toate conexiunile și toate traseele dacă sunt bune. E și iată, deja a pornit practic partea asta de canal. Dar acum hai totuși să-l eliminăm și să punem ceea ce trebuie. Extragem Twitter-ul Blaupunkt și-l introducem pe Twitter Audison, care va avea și un crossover care va scoate frecvențele joase din acest Twitter. Gata, difuzorul în față, dreapta, este gata montat. Unde aveam gropița asta, mai exact aceasta, așa completarea aia, i-am făcut-o cu folie bituminoasă. Ok, aici ai inelul perfect prins, aici e difuzorul, nu agață absolut deloc în geam, e tras, e prins și Twitter-ul. Și acum hai să facem o primă probă. Hai să vă arăt așa, deci ca să pot să vă arăt potențialul unui sistem, da? Eu consider în felul următor că neapărat trebuie să schimb aparatul, că eu nu suport aparatele originale. Și când e vorba de muzică, nu vorbim de nicio navigație dedicată de absolut nimic, vorbim de Alpine, Pioneer, nimic altceva, nu mă interesează nici Kenwood, nici GVC, nici... Nu-i rău nici Kenwood-ul, dar nu-i pe placul meu. Deci cel mai number one pentru mine este Alpine, după aia Pioneer. Bine, asta este topul meu, ok? Hai să vedem un pic ce am reușit să facem, da? Ascultă dreapta, da? Nu vreau să dau exagerat de tare, ca să putem avea un pic... să nu distorsioneze telefonul, da? Ascultă cu căști, că atunci poți să auzi mai multe. Fenomenal,
fii atent, acum tot este doar pe dreapta față, da? Dacă mă duc în stânga, aici moare tot, aici se, cum să zic, se zăpăcește toate sunetele, se intră în distorsiuni, intră în cursă total descentrată, deci nu mai sună absolut deloc nimica, da? Asta este originalul, da? Hai să lăsăm pe 25, da? Iată cât de închis sună, pentru că nu poți să zici că sună deschis, da? Și deja ai tot e spălăcit sunetul. Aici, din contră, ne mai cere potențial. Așa 5 minute. Dacă partea asta cântă așa 5 minute, deja bârie. Ascultă. Face. Bârie, râcâie, tot. Nu știu dacă se aude. Da? Hai să vedem. Difuzorul nu mai răcâie, dar ar necesita o rigidizare de ușă, pentru că dacă ar fi ușa power strong, garantat că ar avea un bas, că nici subwoofer nu-ți mai trebuie, absolut deloc. Ia să vedem. Bună, power! Hai să schimbăm și dreapta spate și să revenim cu toată partea dreaptă schimbată, ok? Ok, hai să vedem level 2, adică schimbat dreapta față, dreapta spate, ok? Hai să vedem un pic cum sună. Așa, dreapta, da? Ascultă cu căști. Demolează ușa în caz de... Hai să dau spatele, da? Ascultă spatele! Wow! Fenomenal! Tare!
special de bine. Acum hai să pun și difuzorul pe stânga-spate și după aia să fac comportamentul de stânga-spate, pentru că acolo nu mai este difuzor și din păcate avem lipsă, da? Ascultă asta cu căi să vezi cum sună, nebunești. Este un minimal house progresiv techno, deci e puțin mai ia să-i dau o piesă care am mai folosit-o eu, care e un pic cu voce, da? Reflectează și spatele. Foarte bine. Foarte bine. Opa. N-am fost atent un pic și i-am dat volum și am crezut că-i dau fader. Ia ascultă vocea. Și repet, nimic amplificat. Deci, practic, dacă voi avea basul acesta de pe dreapta în completare cu stânga, va fi ca un subwoofer minim de 100 de watts, 100 ceva de watts. Pentru că este foarte plină ușa, este foarte bună. Sună și, repet, este pe Bluetooth, da? Dacă îl pun pe USB, pe un 320, crimă. Deci nu mai pot să fac comparație practic cu fața. Hai să vedem. Da? Fac așa. Ia să facem. Dar ce am făcut aici? Nu mai mă pricep la aparat. Ba da, era bine. Vedeți acum. Las pe 26. Iată vocea pe original. Da, aici deja e leșinată vocea. Aici e calmă, e relaxată, e nedistorsionată, e ce trebuie. Aici este goală, distanțată, e, cum să zic, e... original. Așteptăm. Aici e joacă de stânga dreapta, stânga dreapta. Ascultă. Partea noastră, partea noastră schimbată. Iată la același volum, deja asta crapă, e praf, e mort. Mă duc repede că... Ok, hai că schimbăm și stânga spate și după aia facem diferențele doar cu spatele, ok? Bună, foarte bine! Ce n-auziți, nu mai redă, practic telefonul nu mai poate să recepționeze pentru că și el are o limită de
power care poate să-l recepționeze și ca să poată să-l redea, da? Îl mai dau o dată în spate. Îl uităm împreună. Impresionant cum sună și spatele. Deci în completare sună demențial. Mai pot urca un pic. Ok, hai să schimbăm și spate stânga. E, suntem gata, inclusiv cu partea stângă spate. Și acum hai să vă fac o mică demonstrație, să vedem tot spatele cum sună. Deci nu mai avem treabă cu fața momentan, da? Ia să vedem balansul, lăsăm la 0. Ok, fader, rear, full rear, ok? Și să ascultăm ce vine din spate. Fantastic, deja l-aud. Asta e una din melodiile mele preferate, care sunt grele, grele. Deci continuitate, power, power, power. Aici pot un pic testa difuzorul, că pot să-l agresez un pic, da? Deci îmi vine din spate o muzică de nu-ți vine să crezi. Fii atent un pic. Hai să rămânem un pic, da? Pe ea. Iată dreapta. Iată stânga, da? Și încerc să ajute telefonul, da? Ascultă, stânga, spate. Stai să ridic geamul, că văd că este lăsat jos. Ok. Să bată mai bine, ridic și stânga față. Să ridicăm tot. Bun, acum era doar un difuzor, da? Ascultă aici! Dreapta spate, stânga spate, da? Fantastic cât potențial are! Și acum îl aduc un pic cu fața. Doar că fața stânga încă mai trebuie schimbată. Îl lăsăm așa, da? Ascultă cu căști neapărat, că altfel nu o să auzi diferențele. Trebuie să-ți dai seama cât power este în sistem și așa cum player. O să vedem la urmă cum sună și cu RNS 510, în caz că vrei să rămâi la original, da? Și pe original pot să fac Bluetooth, audio, USB, tot. Dar asta e o altă poveste. Mamă, ce sună asta! Ce melodie și asta, nebunești! Am protejez un pic și stânga față, că e originalul și ăsta e leșinat, mort. Șchiop! Total șchiop! Numai când ai un asemenea sistem, deja îți vine să-i dai să nebunești. Abia aștept să vină competițiile, să-mi pregătesc mașina de competiție și să-i dau până nu mai pot, ore întregi. Vorbim că suntem în decembrie și am avut un an greu, că fără competiții, fără nimica, și mie muzica e viața mea. Ce grea e asta! Ascult-o! Căști, sus! Ascultă într-o mașină cu un sistem audio puțin mai bun sau ascultă la home cinema sau ceva, dar n-ascultă pe telefon că sună ca din tramvai. Ia de aici. În blană mai e Twitter-ul jos totdeauna, deci când
care ești în blană sus, mai dezagresezi sistemul totdeauna. Sună spatele într-un hal. Ok, dacă stăm așa, mă ia valul și ascult toate melodiile de pe YouTube. Hai să schimbăm și stânga față, care e moarte leșinată și caput. Și după aia să vedem ultimul test și cu RNS-ul într-un final și după aia cred că e convingătoare situația, da? Ultimul nostru difuzor, stânga față, el nu este, nu face parte din acest setup pentru că această ușă nu are varianta de medie cu mid-bass și cu tweeter, are doar mid-bass-ul și tweeter-ul, da? Deci acest sistem de difuzor este din alt setup, a fost înlocuit. Ok, hai să le numim și să vedem, să punem ultimul difuzor în funcțiune. Ei, iată, gata și difuzorul, gata, am închis și partea aceasta care ar fi cu completare, da? Inelul este micuț, geamul merge sus-jos fără probleme, n-avem treabă, iată, avem crossover-ul micuț aici pus, da? La plus 2 decibel, tweeter-ul tras sus, hai să-i dăm glonț să punem tot sus înapoi și să vedem varianta finală, atât cu Alpine cât și cu RNS-ul 510, varianta originală a Volkswagen-ului. Finalul finalului, hai că suntem gata cu totul și acum să vă arăt un pic cum sună în totalitate. Atât stânga schimbată, dreapta schimbată, stânga spate schimbată, dreapta spate schimbată. Deci tot este full power, așa. Eu zic că s-a schimbat extrem de mult. Uite, de exemplu, acum nici măcar nu am reglat sistemul, da? Îi mai dau un pic de înalte, așa nu agresez foarte mult. Ia să vedem prima dată. Prima dată ascultăm cu un Alpine. De ce? Pentru ca să vedem și să vă motivez în cazul în care vreți muzică. Întotdeauna trebuie să știți o chestie. Muzica se face și cântărețul este întotdeauna playerul, da? Deci degeaba vrei tu să faci o chestie și o muzică bună dintr-un player prost, pentru că poți să ai boxe bune și player prost, sau poți să ai invers, player foarte bun și boxe proaste, pentru că atunci scoate mult mai mult în evidență, da? Iată așa live cât de frumos sună. Deci e foarte 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 plină mașina. Deci acum e exact ce îmi place mie, da? Bineînțeles, dintr-un player de exemplu chinezesc, cum îi zic mulți, da? Totdeauna când îți alegi un player, e bine să-ți alegi un player puțin mai high cost, nu low cost. Că low cost și știe toate este o chestie care, din păcate, nu te va satisface niciodată, pentru că all-in-one în buget mic este totul doar împachetat, dar nu este detaliat. Aia înseamnă că cât de cât ai un final în el, cât de cât ai un Bluetooth în el, cât de cât ai o navigație în ea, cât de cât ai un pic de Android în ea, dar egal cu zero. Deci dacă vrei power, e bine să ai, de exemplu, un DSP, să ai un egalizator grafic bun și să ai potențial. Mai există niște sisteme de amplificare cu care putem ajuta practic aparatele, să le montăm practic în spatele aparatelor. Am niște amplificatoare deosebite care nici nu necesită să tragi alte cablaje, absolut deloc nimica, da? Și poți ca să-i dai potențial peste dublu și atunci poți să-l asculti, de exemplu, uite, iată, eu aici undeva la 20, 21, 23, 25, 26, 27, cotere de 80, asta e doar pentru cunoscători. Poți să asculte în vârf și poți să asculte foarte bine. Ei, de acolo încolo, nici Alpine nu mai poate, iar mai rămâne un sfert de power, da? Dar, în cazul în care dai un amplificator și dai o putere corectă, atunci poți să urci în volum, pentru că acolo, practic, nu se plafonează partea de final, ok?
Dar iată ce frumos sună. Ce e frumos aici? Că sună tot din toate direcțiile. Deci atât față cât și spate. Echilibrarea difuzoarelor de 20 cu astea de 16 jumate de spate este foarte bună, că are o altă deschidere și spatele. Deci. Și halo, merge de pe Bluetooth, deci nu merge de pe un stick cu high quality, deci cu 320 kB plus, da? Aici mai sunt mici strângăneli, pentru că iată ușile spline cu tot felul de spray-uri, parfumuri, chei, una alta, da? Dar dacă alea le eviți, le scoți întotdeauna. Și mai și antifonezi o ușă, păi atunci foarte, foarte power trebuie să fie basul ăla care vrei să-l instalezi ulterior, ca să sară peste o tonalitate așa de mare. Întotdeauna, construcția muzicii, eu zic în felul următor. Îți pui un player, după aia îți pui difuzoarele, da? Te gândești dacă ți-am amplifici difuzoarele și abia după aia te gândești la un bas. Niciodată nu vii din spate. Vin cu basul și după aia vin, poate pun un set de difuzoare. Pentru că dacă pui un set de difuzoare power, da, nu mai ai potențial ca să poți să treci peste ceea ce înseamnă potențialul difuzoarelor, da? Că iată aici, dacă eu îi dau și eu mă apuc acum să strig. Păi ăla trebuie să fie bas care să sară peste aceste medii, da? Eu acum vă fac două probe. Proba 1 este partea asta cu playerul Alpine, da? Un simplu Alpine, ce este? 133 BT. Model vechi, model ok. Eu iubesc Alpine-ul de la cel de la 300 de lei până la vârf, ok? Eu în mașina mea n-am navigație dedicată, n-am Waze, n-am YouTube, n-am nimic, da? Sunt de acord foarte tare cu ele. Doar că eu sunt puțin mai pretențios la muzică și mie cu Alpine-ul îmi satisfac aceste pretenții, practic, da? Dacă ascult și o muzică full. Iată, hai de viața ce puțin sună. Ascultă cu căști. Dacă ascult cu căști, vei auzi ceea ce auzim noi aici în mașină. Sau într-un sistem audio adecvat, cu un subwoofer sau ceva. Da? Deci aici se pierd un pic în altele, că se plafonează, da? Dar nu se plafonează difuzorul, se plafonează finalul. Genul ăsta de muzică îmi place, pentru că e puțin mai progresivă. Hai să-i mai bag una. Revenind la postarea de pe Facebook, am revenit cu un final care am să-l postez doar această parte de final, pentru că am avut multe mesaje în legătură cu acest tip de mașină, pentru că este puțin mai accesibil. Passatul este dominat de români, da? Tot ce înseamnă Passat, Volkswagen, este foarte căutat, da? Și atunci am zis că hai să fac un tutorial și cu un asemenea sistem. Să schimbăm melodia un pic. Încă o nebuneală, gravă rău. Ascultă cu căști, fără căști, egal cu zero. Dacă asculti din telefon, egal ca și cum asculti din tramvai. Pentru că aceste melodii au și efecte. Vine de jos în sus, ascultă cum sună. Imea vine un alt în plus, da? E bine, dacă vrei muzică power și vrei muzică bună, trebuie să asculti și muzică care este potentă. Super! Nici nu mă pot gândi dacă astea le amplific cât de bine poate să sune. Îs curios imediat când îi fac schimbul de RNS și voi introduce partea de sistem original, ca să vedem acolo ce randament va avea. Oricum difuzoarele sunt 92 decibel plus, deci asta înseamnă că este
Foarte bine, pentru că dacă e sensibilitatea mai mare, atunci e mai receptiv și cu playerele originale. Pe cât e mai mică partea de decibel, necesită mai mult power. Sper să se audă. În spate, se aude și în spate, că e superb, tot așa vin în față. Doar că am prins o pauză pe partea de... Ia să vedem, un pic de voce. Ascultă și vocea. Jur că mi se ridică părul pe mâini. Foarte super. Rar mă prinde un sistem, dar dacă clientul ascultă de mine și face cum zic eu, primăvara să părăsc așa de competiție. Dau pe melodia asta de rupe. Nebuneală de-a mea. Uite, mai. Hai să mă duc aici. Așa. Aici este o secvență unde în altele vin după 30-40 de secunde cu diferențe. Da? Acum, bine, depinde fiecare ce muzică ascultă. Că am variante, dacă ascult și orchestre și jazz-uri și... etc, da? Eu ascult nebunel. Toată viața numai power, power. Ascult asta. Uhu! Acolo e party. Dar și aici e party. Ascultă că vine în alta. Ascultă ce frumoasă e. Și imediat mai vine încă o altă piesă, da? Deci încă o completare, încă o... altă tonalitate din altă, da? Ascultă! Depinde fiecare ce gusturi are la muzică, da? Deci sunt muzici care le faci pentru putere, pentru agresiune, ca să ai chef de condus, să te țină o noapte întreagă. Ascultă asta! Ascultă-o! Deci asta e frumos că le dă din toate direcțiile. Și îmi place foarte mult că aud mult și din spate și și din față. Deci este full echilibrat în această poziție în care sunt. E echilibru total. Tonalitățile. Deci dacă aveam funcționale difuzoarele originale puțin mai bine, cu puțin potențial, să fi fost puțin să nu fie așa bătrâne, da? Atunci vă puteam face diferența, să vedeți că, de exemplu, această acest parte care rulează acolo, da?
nu puteai să auzi efecte absolut deloc. Deci când se deschidea în alta sau altă în altă sau se completa încă o altă, da, tu nu mai auzeai. Dar cu astea le auzi și le auzi patru, le auzi din toate direcțiile. De aia zic că aici dacă clientul mai vrea și un subwoofer, păi trebuie să-i dau ceva full power, deci. Pentru că dacă ai un sistem unde deja strigi și urli înăuntru, este foarte greu să sari peste randamentul mediilor. Iată. Ascultă. Bun, eu acum ce voi face? Voi extrage practic playerul meu și vom reveni la partea originală, la RNS, să vedem RNS-ul de ce este capabil în acest mod ca să poată redea în aceste boxe sunetul, da? Asta de ce vă zic? Deoarece vreau să vedeți că dacă doriți să schimbați și playerul, cât câștigați sau cât cum rămâneți. Ascultă și asta. Ia să văd. Totdeauna dacă asculti pe Bluetooth, îi dai maxim minus una, ca să nu-i bagi nici distorsiunea din Bluetooth. Nu vreau să învăț pe nimeni, eu zic rețeta mea, fiecare face cum vrea, fiecare ascultă de ce știe el. Eu pot să vă fac sisteme de la foarte mici, cum este asta, e un sistem foarte mic, da? Până la foarte mare. Bun, hai să trecem la RNS-ul, pentru că dacă mă ia valul, eu vă pun toate melodiile de pe YouTube. Ei, hai să vedem RNS-ul, doar că aici ne-am întâlnit cu o problemă. Titularul a fost înaintea mea, la cineva, da? Și a făcut o greșeală când s-au schimbat difuzoarele. I-a schimbat, că a zis că hai că-i pune varianta aia de bas mare, cu media mică și cu Twitter-ul. Le-a legat pe toate... Și cred că le-a coborât undeva la 2 om sau chiar la un om. Și problema este că i-a crăpat finalul, da? Deci nu noi, pentru că mașina chiar așa a venit, dacă țineți minte că suna practic doar un singur difuzor stânga față, da? Și avea și un băzid, dacă ați observat și v-ați uitat la începutul clipului, da? Era exact această problemă, că nu mergea practic doar stânga față. Ei, motivația este că, vedeți, dacă aveți și vă instalează cineva, din păcate, greșit o asemenea situație, atunci vă rănește partea de final, da? Finalul este puterea. Ei, nu-i problemă, că noi putem repara și această soluție, îi vom repara aparatul titularului, care vede el. Fii atent, și așa, doar o singură boxă merge și ascultă cât potențial are pe aparatul original. Bună, bine, și așa. Și doar una. Deci, după ce îi dăm drumul și la restul, ferească, bună Dumnezeu, ce v-am spui aici. Deci, repet, doar una, stânga face. Prea multe aici nu vă pot arăta, repet, aparat rănit, instalare anterioară puțin necorespunzătoare, bine, a fost făcut în... familie, au făcut între prieteni, nu a făcut un instalator, nu a făcut nimeni, n-au știut, au zis că pune niște boxe de generație mai nouă, care are și media în plus și tot, doar că ele legate necorespunzător duce la rănirea părții de putere, ok?
Bun, noi pe canalul de YouTube vă vom arăta și finalul, când tot va fi practic funcțional și cele patru boxe, pentru că îi reparăm titularului aparatul, dar măcar ați putut vedea aproximativ și cu RNS pe o singură ușă cât potențial are. Deci faceți asta încă ori 3. Dacă vom repara noi partea finală, atunci voi veni cu un clip final cum va suna și pe playerul original. În caz că nu, sau va trece la o altă schimbare sau orice alt setup, da? Vă vom ține la curent. Până atunci, nu uitați, www.soundidentity.ro, intrați pe partea de site și acolo puteți căuta în categorii sisteme audio. Suntem în decembrie 2020, încă nu știu dacă am ajuns să facem, să urcăm sus produsele, dar în caz că nu, aveți număr de telefon în tot videoclipul aici, în partea de jos a clipului, și puteți să ne sunați, vă rog, decât să ne scrieți, mai bine vă implor, sunați-mă, pentru că nu prea am timp de mesaje. Asta este una. Doi, vă putem realiza și modifica feste de uși, vă putem schimba orice sistem, setup, audio, de la foarte mic până la mașini 2020-21, care vor apărea tot și în viitor, pentru că acest clip va fi pus la o dată anume, și de acolo încolo puteți să vă bazați pe noi, pentru că am făcut și Arteonul nou, tot așa, cu sistem, setup, audio nou, am făcut foarte multe variante de sisteme, pe Mercedes-uri, pe BMW-uri, pe toate 2020, foarte multe tipuri de setup-uri, ok? Până atunci ne găsiți pe Facebook, Sandu Vancea, Sound Identity Hifi Oradea, încălzim scaune Oradea, Max Austin Oradea, ne găsiți pe Instagram, Sandu Hifi, Max Austin Oradea, soundidentity.ro, ne mai găsiți cel mai mult pe canalul nostru de YouTube, unde dacă intrați pe Sound Identity, intri, te întâlnești cu un logo în care scrie în mijloc Sandu Hifi Shop, dai click pe el, te abonezi, intri la playlist-uri, apeși la playlist-uri create, una, două sub el, da? Și se aliniază de la 0.1 la 0.6, 0.7, sunt sisteme audio, dai click acolo și vezi mai multe setup-uri făcute de noi, construite în varianta aceasta de sisteme audio pe diferite mașini, de la mic la foarte mare, ok? Fenomenal, și cu un difuzor. Ok, eu am fost Andu, vă mulțumesc că ați urmărit acest clip. Rămâne să ne mai auzim. Bye bye, la revedere. Dacă doriți ceva, nu uitați, contactați-mă, sunați-mă, nu-mi scrieți, pentru că așa mă prindeți mai repede și putem vorbi despre orice setup, oricând vă stau la dispoziție. Bye bye. Final proiect în totalitate. Reparat RNS-ul, el este RNS 510, aparatul original pentru cei care nu știți, da? Că poate vă vorbesc în termeni tehnici sau în termeni de produse care nu sunt cunoscute de unii. Așa, este reparat, l-a reparat rapid, da? Acum merge și partea dreaptă și merg toate boxele, nu mai bâzie, nu mai râcăie, nu mai are nicio problemă. Așa, pentru cunoscător pot să zic în felul următor, că a avut undeva la 7,2 amperi consum pe standby, ceea ce este foarte mult și ceva foarte urât. Dar s-a reparat, se încălzea foarte tare pentru că sistemul de amplificare a lui era foarte, foarte, foarte ars. Totul mai stătea practic pe un fir de contact. Acum mă duc puțin, eram pe partea de spate, da? Deci spate stânga, spate dreapta, spate complet, față complet, 4, dreapta față, ceea ce era mort. Sună bine! Are și potențial. Singura chestie că nu mai pot să fac așa diferențe, pentru că nu am muzici din care să fac eu selecția. Aici este un mix puțin mai vechi, din 2000, nici nu știu cât. Ia să vedem. Ba, uite, muzică nouă. Ascult
ascultă cu căști. Nu i-au zis. În realitate, deci sună foarte bine, are un mix însuit, care nu știu, vine din player sau așa, e muzica trasă. Inclusiv și pe partea de Bluetooth cu Alpine aveam un mic fâsit, dar la volum mic. Aici avem un fâsit puțin la volum mai mare, da? Care hai să-l elimin un pic dacă pot cu un altele. Eu mai fac de obicei o sortare din asta, o dezagresare de sistem, ca să pot să-i ridic un pic volumul mult mai sus, da? Asta înseamnă să dai basul mai jos, media mai jos, în alta mai jos și atunci urci poate o treaptă, două mai în sus, da? Asta e să vă fie o lecție un pic ajutătoare pentru cei care sunteți mai violenți în ascultare de muzică. Niciodată nu merge cu basul maxim și dăm blană, pentru că e ca și cum ți-ai luat mașina și ai 6.000 de ture în ceas, da? Și tu îi dai întâia 6.000 de ture. Deci nu schimbi viteza. Deci ca să schimbi viteza, ca să poți să dai volumul mai sus, da? Necesită un pic dezagresat sistemul și atunci ai potențial mult mai mult. În caz neamplificat, în caz amplificat și în caz că ai corecție, păi acolo poți să-ți faci multe, mult mai mult de cap față de acum, da? Deci nu știu cât să-i dau practic în sistem, pentru că nu știu cât poate să recepționeze practic telefonul. Dar ca și rezultat final pot să zic că sunt mulțumit. Aș fi foarte mulțumit cu un alt player, dar sunt mulțumit inclusiv și așa. Ei pun înapoi setările ca să fie puțin normal, da? Așa. Să-i fac muzica mai plină un pic. Asculte cu căci. Total diferit față de un sistem original, deci nici n-ar avea deschidere un sistem original față de cum îl are practic, adică vorbim de boxe, da? Dar repet, și de 100 de ori mă repet, este o mică diferență între playerul anterior care cântă total diferit. Este foarte bine și așa, vă recomand, pentru că este diferență foarte mare inclusiv și așa, doar că, repet, se mai poate îmbunătăți partea de sistem, da? Odată printr-un player, odată printr-o amplificare, inclusiv și aici dacă punem un amplificator cu niște corecții, eu zic că poate scoatem și mai mult. Am scoate și mai mult decât cu Alpine-ul care l-am avut prima dată. Dar astea tot necesită investiții, tot alte setup-uri, alte intervenții, recablare atât a difuzoarelor, recablare pentru mod de amplificare, cablu de curent, cablu de RCA, semnale, etc. etc. Oricum, vă putem realiza orice soluție în caz că doriți, deci de la foarte mic la foarte mare. Aici putem vorbi de un sistem mic, da? Nu vorbim de un sistem mediu, pentru că dacă ne urmăriți un pic pe canalul nostru de YouTube Sound Identity, puteți să vedeți că acolo avem proiecte foarte mari, inclusiv cu procesoare de sunet, cu amplificatoare Forza, care sunt ultima generație de la Audison, da? Și le-am băgat în mașini destul de delicate, deci destul de sofisticate, să zic așa, ok? Și așa, deci ca să pui un subwoofer peste media asta, nu este imposibil, dar, repet, trebuie să vină cineva ca și subwoofer, trebuie să vină unul foarte power. Că altfel n-are nicio șansă să treacă peste aceste medii. Dacă, de exemplu, mergi prima dată și îți cumperi un subwoofer din magazin pe care scrie 1000 de watts, care practic în realitate are 125 de watts sau 200 de watts maxim, da? Deci cu asemenea medii, ceea ce am făcut noi acum, basul ăla direct eject la gunoi sau pe OLX, că în rest n-ai ce să faci cu el. Deci aici trebuie ceva care poate să vină greu. Boia Dalek.
Cam atât am vrut să vă zic. Da, nu uitați, ne găsiți pe www.soundidentity.ro, ne găsiți pe Facebook Sandu Vace Sound Identity Hifi Oradea, ne găsiți tot așa pe Instagram Sandu Hifi soundidentity.ro și cel mai mult pe canalul nostru de YouTube, unde vedeți foarte multe setup-uri de sisteme audio gata realizate. Dacă intri pe canalul Sound Identity, intri, te abonezi, intri în playlisturi, dai pe playlisturi create și acolo undeva la 0607 ai sisteme audio, unde poți să vezi foarte multe variante de Volkswagen, de BMW-uri, de audio, de Mercedes-uri, tot gata realizate. Ok? Mersi, eu am fost Sandu. Rămâneți cu noi și veți mai vedea foarte multe asemenea nebunele. Bye bye. Voy a darle click. Ne ia valul și așa rămânem toată ziua. Bye bye.